Ne apropiem de data de 8 martie și aș dori să urez la mulți ani tuturor mamelor, doamnelor și domnișoarelor care ne urmăresc. După cum v-am promis și săptămâna trecută, i-am păstrat la Rădăuți pe frații Răuți. Bine ați revenit! Bine v-am regăsit, că am înțepenit pe scaun de o săptămână. Da, prins rădăcini. Am prezentat și știrile la TV Rădăuți, cred că știe toată lumea. Ce să zicem, suntem bucuroși că suntem din nou alături de tine. Vreau să-mi spuneți cum era să cântați anunți în timpul liceului, dar și în timpul facultății, pentru că știm cu toții, sunt cursuri luni dimineață. Cum era luna dimineață la școală, la facultate? E cum să fii cu cap pe masă. Chiar glumim. Țin minte că, nu mai știu, pe ce anul 3-4, când am făcut noi 2 ani într-un an. Noi aveam examene la genul, la noi examene la conservator, la secția noastră, foarte puțin fac secția noastră instrumentală, de interpreți concertiști prima dată, înainte de a fi un profesor. Noi aveam examene cu public, spectacole, dirijorale, cu orchestră și noi eram piesele principale în orchestra conservatorului. Eu eram concertmaestru, Cătălin prim trompetist, Lorenț prim clarinetist. Și am avut 2 nunți, sâmbătă, duminica și luni dimineață, nu glumesc, la ora 10 aveam spectacol la Opera Națională din Iași cu 4 simfonii. Trebuia, eu eram în față, dădeam intrările la toată orchestra și ei aveau teme principale singuri. Și după 2 nunți, nu vă spun, simțeam că mi intră coastă în coastă, așa când stăteam cu Veara, că stăm, bine că stăteam și pe scaune, că dacă stăteam în picioare, nu știu cum ne-am mobilizat, ne-a învățat viața să ne mobilizăm și să adunăm energie, de unde crezi că nu mai poți, de acolo mai vine energie. Dar mai ales pentru ei, mi-era milă că ei suflă, e mai greu decât la Veara. Exact. Mi-am luat turbină. Da. Veselie aici în studioul TV Rădăuți, dar și în casele dumneavoastră, dragi telespectatori, vă invit să urmăriți Sârba Vânătorilor. Elevii din ziua de astăzi sunt
precum erați voi, nu cum... Când ești un profesor influent și cu un nume, te tratează cu respect, pentru că tu ai pus mâna pe instrument și practic l-ai umilit, îl simți, îl intimidezi total, că ești un profesor potent, poți interpreta absolut orice, de orice nivel la instrument, și atunci copilul deja își dă seama că nu-i merge. Are, deci, VTV de concurent și zice, parcă aș vrea să ajung așa. Nu doar să-l vorbești la el și el spune, da, cum trebuie să fac? Pur și simplu trebuie să-i cânti. Practic, mai sunt copii care au ambiții și talent și alții nu prea au și nu-și dau seama, poate prea târziu. Încercarea merită un an, doi, trei să vezi. Da. Dacă nu se prinde ceva de tine, mai degrabă nu faci. Profesorii, la modul sincer, le spunem din start, nu te chinui, o meserie grea, doar care este talentat și cu darul de la Dumnezeu, doar acela va putea reuși. Nu merită să te chinui, să te târi în meseria asta, că după aia te amendează publicul. Și e păcat să-ți dai seama târziu. Vă mulțumesc pentru prezența voastră în emisiune și pentru faptul că ați acceptat invitația de a veni și de a bate atâta drum. Dragi telespectatori, gazda dumneavoastră Viviana Huțuleac vă mulțumește pentru atenție și vă așteaptă și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Picătura de Cultură.